Am separat ouăle și am pus albușurile într-un bol. Peste ele am pus puțină sare și le-am mixat până când au devenit o spumă tare. Am adăugat și zahărul în două părți. Am mixat cu mixerul la viteză maximă până când s-a topit zahărul. Între timp, am adăugat și zeama de lămâie. Am mai mixat puțin, apoi am adăugat și zahărul vanilat. Am continuat să mixez până când am fost sigură că tot zahărul s-a topit. Când am terminat mixarea, albușurile erau o spumă foarte densă și lipicioasă. Am pus această spumă într-un ploș. Am tapetat o tavă cu hârtie de copt și m-am apucat să formez bezelele. Am băgat tava plină cu bezele la cuptor, la 100 de grade, și am lăsat-o în jur de 2 ore. După 2 ore am verificat o bezea, să fiu sigură că nu mai este deloc lipicioasă în interior. Când bezelele au fost gata, am închis focul și le-am lăsat tot în cuptor pentru a se răci treptat. Și-au păstrat foarte bine atât forma cât și culoarea.